M-am întâlnit zilele astea cu Radu Aldulescu, pe care îl vedeți aici alături, și vorbind cu el despre litera MOV, mi-a zis: domnule, eu m-am plictisit, nu mai am chef să mai ascult litera MOV, trebuie să schimb neapărat. Și la sugestia lui, pur și simplu m-am gândit că cel mai bine este să facem o nouă serie la litera MOV. Și tot la sugestia lui, vorbind, răsucind toate temele pe o parte și pe alta, am ajuns la concluzia că cel mai bine este să vorbim despre cuvinte și despre poveștile care se ascund în spatele unui cuvânt. În cuvinte găsim toate amintirile noastre, amintirile amintirilor noastre, amintirile strămoșilor noastre. Ce cuvinte crezi tu că ar merita să fie puse pe tapet? Să nu zici vreo porcărie. Nu. Respectiv, niciodată un cuvânt nu este pur și simplu doar un sens înghețat și pus în dicționar, ci este un sertar, un raft de cărți, o bucea până la urmă cu tot felul de lucruri. Iar Radu Aldulescu chiar este un fel de maestru al cuvintelor. Domnule, la început a fost cuvântul, că tot vorbim despre cuvinte și chestia aia nu e o vorbă goală, nici n-are cum să fie. Și o să mă întrebe Dan Stanca, specialist în orașul București, ce stradă îți vine imediat în minte? Ce nume de stradă, da, când te gândești? Păi, ce să zic, că spun Șterbei Vodă, că acolo m-am născut, cum să zic. Da, asta e, deci să găsim ceva și despre Șterbei. Și numai așa, nume proprii, nu ai și un nume de stradă așa mai comun? Strada Luterană, eu m-am știi născut că pe Luterană. Aia, știi că strada aia se numea inițial Izvorul Verde, cu toată mahaloa din jur? Da, se poate, nu știu. Da. Asta e. Deci trebuie să mergem acolo la fața locului să vedem cine își mai amintește. Ce înseamnă pentru tine ferentar? Spune pe bune acum, când auzi cuvântul ăsta, nu te gândești la... Ai o repulsie. Asta e clar, prima chestie. Vai, nu pot să cred. Nu spune frumos ceea ce spune. Nu, e sincer. Mă bucur că e sincer. Sunt sincer. Deci el lucrează pe repulsie și eu lucrez pe empatie. Mai vorbește să vorbesc. Pe de altă parte, așa simți așa ceva pitoresc, ceva, cum să spun... Nici de cum. Habar n-ai. Da. Nu, ea s-a referit la cuvânt, nu la cartierul în sine. Dar tu ai zis cuvânt. Da, cuvântul ăsta mie mi-l aduce pe Aldulescu imediat în fața ochilor, adică numai ce l-aud și imediat îl văd pe Aldulescu cu toată opera. Da. De câte ori spui o vorbă, în ea sunt întâmplări, sunt gesturi, sunt amintirile noastre legate întotdeauna de lucruri secundare cuvântului. Litera MOV a fost o serie extraordinară și va mai fi, înțeleg, o serie nouă. Cum? Tocmai că tu ai spus o glumă, că m-am plictisit de litera MOV. Nu mă voi plictisi de litera MOV în veci, de veci, de veci, de veci. Sunt povești despre care o să mai vorbim și care aduc cu ele alte povești și un oraș întreg parfumat.